Cu siguranță știi că emisiile de dioxid de carbon și metan amenință planeta noastră. Ceea ce poate nu știai că de eliberarea metanului în atmosferă sunt responsabile oile. Livestock, through their digestive process, release methane gas, a super potent greenhouse gas that has about 28 times the warming capacity than carbon dioxide. Through this process, livestock globally are responsible for 8-10% of total global greenhouse gas emissions. Salvarea poate veni de la o fermă din New York. Diana Zlotnikov a pornit la drum acum 5 ani cu gândul de a reduce amprenta de carbon a animalelor sale. A reușit cu dioxidul de carbon, însă metanul degajat de oi a rămas o problemă. Și așa a început să lucreze cu Alexia Ekbey, chimistă, cea care crește alge speciale în același scop, reducerea emisiilor de metan ale animalelor. Au împărțit urma în 3 categorii în funcție de cantitatea de alge consumată. Rezultatele au fost spectaculoase. They tested each sheep by leading it into this enclosure and measuring the methane emissions from its nose. After 6 weeks, the effects were striking. The sheep that were given hide supplementation showed 65-70% reduction of the methane emission. The parasite infestation went down in a supplemented group, which is a huge result, since the parasites are part of their animal health. And the less parasites you have, the healthier the animals, the more productive they are.